Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus Punctul PI. Astăzi a debutat deja cunoscuta competiție între tineri, între liceeni, mândru de liceul meu. Despre acest lucru, dar și despre alte lucruri interesante, vom vorbi în această după-amiază cu domnul Romeo Lungu, director Direcția Județeană de Sport și Tineret Buzău. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule Lungu, mândru de liceul meu, a doua ediție a competiției, frumoasă competiție. Eu vorbesc din experiența anului trecut, când noi am transmis telespectatorilor noștri mare parte din ce s-a petrecut la sala sporturilor. Iată astăzi, de fapt nu chiar astăzi, a debutat competiția cu tragerile la sorți, da? Și chiar cu primul joc, prima competiție, trecere între licee. Astăzi liceele... Liceul Teoretic Radu Vlădescu din Pădurașul Pătrălacele și Colegiul Tehnic din Buzău. Da, astăzi a avut loc prima competiție. Au fost câteva surprize. Mărturisesc că din experiența anului trecut, când Colegiul Tehnic s-a dus până în semifinale, anul acesta n-a trecut de prima probă. În primul rând, înainte de a discuta despre cum s-a desfășurat întreaga competiție astăzi, aș vrea să ne explicați ce s-a schimbat în regulament. Da, mai întâi de toate, după cum a spus și dumneavoastră, suntem la a doua ediție. Este un proiect reușit al Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Ne bucurăm că putem continua și anul acesta acest proiect care este destul de costisitor din punct de vedere financiar pentru noi, ca și direcție, dar am reușit acest lucru împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, dar și cu inițiativa Primăriei Municipiului Buzău. Am reușit ca anul acesta să avem 12 licee la startul acestui proiect. Avem premii însemnate pentru activitatea liceelor și atât pentru elevii participanți. Și nu numai acest proiect îl continuăm anul acesta, toate proiectele bune pe care noi le-am demarat anul trecut sau acum 2 ani le continuăm an de an, pentru că așa e bine ca tinerii și sportivii să poată profita de proiectele pe care direcția vine în fața lor. În regulamentul de anul acesta nu s-au schimbat prea multe, au rămas tot 5 probe, ținând cont că sunt, nu le-a ținut urmea dumneavoastră, dați-mi mie voie să o fac, proba de cultură generală, proba de prezentare a liceului, a treia probă, proba de interpretare muzicală, proba de dans, a patra probă și ultima probă, proba sportivă. Anul acesta avem handbal feminin, anul trecut la prima ediție am avut basket masculin. Ne-am gândit ca în fiecare an să promovăm o altă ramură de sport, pentru că trebuie să promovăm toate ramurile de sport pe care noi le avem în obiectiv. Cum s-a negociat stabilirea acestui program de desfășurare? În sensul că știu că ați invitat inclusiv conducerile școlilor și ați stat de vorbă în momentul în care ați hotărât să reluați această competiție. Da, am avut 2 întâlniri cu reprezentanții școlilor, chiar cu conducerea unora dintre licee, cu profesori coordonatori, 2 întâlniri înainte de a se trage înainte de tragerea la sorți. Am stabilit regulamentul de comun acord, fiecare a venit cu o însemnare sau cu o corijare la regulamentul de anul trecut. Ne-am pus de acord. S-a votat așa cum se face într-un for democratic și a ieșit un regulament pe care dânșii l-au stabilit, iar noi am rămas ca și organizare, mă refer aici Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, organizăm totul după regulile pe care ei le-au stabilit. Și tragerea la sorții a fost tot în fața dumnealor. Sunt câteva întreceri foarte, foarte importante. Mă refer la cum a fost cea de astăzi, Colegiul Tehnic cu Liceul Pătrălacele, dar și la cea dintre Liceul Pedagogic și Liceul Program Sportiv, dar și celelalte nu se poate ști ce se poate întâmpla, pentru că cei de anul trecut s-au învățat cu regulile, cu atmosfera din sala sporturilor, dar și cei care s-au înscris pentru prima oară anul acesta, vă dați seama că vor să profite și să vină cu o prestație surprinzătoare.
Vorbim despre 12 instituții de învățământ, vorbim despre Colegiul Tehnic cu Pătârlagele, competiție care a avut loc astăzi. Mâine va fi Colegiul Economic cu Liceul Dimitrie Filipescu, pe 18 Beceni și Seminarul Teologic Chesaria Episcopul. Iată una dintre noutăți, Liceul Pogoanele și Liceul Marghiloman. Ambele sunt noi, dacă nu mă înșel. Anul trecut a fost Pogoanele. Și Pogoanele și Marghiloman noi și Economic. Da. Liceul Economic, Liceul Pedagogic și Liceul cu program sportiv pe data de 24, iar pe 25 martie Grup Școlar Tehnologic Pătârlagele și Liceul Meserii și Servicii. Asta vorbim despre primele competiții. Cum i-ați convins pe noi intrați să participe la competiție sau a venit din partea domniilor lor? Da, nu trebuie neapărat să-i convingem, pentru că nu trebuie să convingem pe cineva să vină să participe la o întrecere așa frumoasă, la un spectacol, și până la urmă noi organizăm acest concurs pentru ei, pentru elevi, pentru că în județul nostru nu știu dacă mai există vreo întrecere la atât de multe probe și profesorii coordonatori au ocazia să arate până la urmă tuturor celor care vin în sala sporturilor ceea ce poate liceul lor, ce emblema au, ce imn are liceul respectiv, ce elevi pregătiți la cultură generală, mă refer aici la limba și literatura română, istorie și geografie, susținătorii din tribună, deci până la urmă este un spectacol și ei au văzut anul trecut cei care n-au participat și în acest an vedeți și dumneavoastră Colegiul Economic, un alt liceu din Pătârlagele, Alexandru Marghiloman. Sunt câteva licee care n-au participat și anul acesta au vrut să participe pentru că au auzit sau au văzut anul trecut această competiție și se bucură și ei de această atmosferă. Din păcate, câteva licee care au participat anul trecut nu au mai putut sau nu au mai vrut să participe anul acesta din motive obiective sau mai puțin obiective, dar nu e nicio problemă pentru că la fiecare proiect pe care noi îl desfășurăm vine cine vrea și cine consideră că poate să participe la asemenea proiect. Nu e nicio problemă, lipsesc anul acesta, pot intra foarte bine anul viitor când vor vedea cum se desfășoară competiția, pentru că sunt convinsă că nu se va sfârși aici. Da, și din păcate cred eu că ar trebui să mutăm competiția undeva în luna noiembrie, pentru că am văzut că sunt foarte multe activități la liceele care participă sau nu participă anul acesta și mă gândesc că undeva în octombrie, noiembrie să putem muta acest proiect, ținând cont că anul acesta sunt și simulări, vine și bacul, dar totuși învățăm de la ediție la ediție și aducem modificări înspre binele proiectului. Da, într-adevăr, având în vedere că sunt, așa cum spuneați dumneavoastră, simulările, având în vedere că practic sunt blocați elevii de clasele a 12-a, pentru că ei se pregătesc de bacalaureat și este un examen extrem de important, nu, pentru organizarea unui astfel de concurs îți trebuie timp și nu poți să rupi din timpul de învățat ca să te ocupi de o asemenea competiție, dar iarăși, repet, este păcat să nu ne înscriem. Eu îmi doresc ca în foarte scurt timp, un an, doi, să ajungem să vorbim despre participare 100% la această competiție, pentru că eu cred că toți elevii sunt mândri sau ar trebui să fie mândri de liceul lor. Da, într-adevăr, eu mă așteptam la o mai mare participare din partea liceelor noastre din județul Buzău. Mă așteptam la cel puțin 20 de licee, dar au fost prezenți la întâlnirile premergătoare începerii proiectului și totuși nu s-au putut înțelege ori cu conducerea liceului, ori cu profesorii coordonatori care se ocupe de această întrecere. Chiar am avut discuții cu liceul Mihai Eminescu, a venit un domn profesor de acolo și a spus că nu are cu cine comunica pentru a pregăti elevii sau pentru a crea un climat corespunzător în care ei să-și desfășoare activitățile pentru acest gen de proiect. Rămâne de văzut, cum a spus dumneavoastră, poate la anul o să mutăm și noi competiția într-un alt anotimp și poate atunci vor participa mai multe licee. Dacă nici atunci nu vor participa, înseamnă că chiar nu vor să participe la astfel de proiecte
Și zic eu că e un lucru rău pentru că înseamnă că nici la ei în liceu nu fac asemenea activități care ar trebui să-i motiveze pe elevii liceilor. Ei sunt foarte bucuroși, dacă ați văzut și în imaginile pe care le aveți și acum prezentate la televizor, sunt foarte entuziasmați cei din susținătorii liceilor. Elevii, am văzut cei care participă, sunt foarte mândri de liceul lor, pentru că ei până la urmă reprezintă liceul respectiv. Sunt imaginea liceului, exact. Da? Se bucură, vorbesc pe Facebook, vorbesc acasă, în cadrul liceului. Zice, o lună de evenimente de acest gen foarte plăcute pentru și ei. Mai mult decât atât, astfel de activități nu fac decât să promoveze fiecare liceu în parte. Ar trebui o aplicare mai mare a cadrelor didactice în condițiile în care ne dorim să avem cât mai mulți elevi la liceul nostru. Indiferent dacă pierdem, indiferent dacă ar fi să câștigăm, suntem acolo, ne reprezentăm cu mândrie și astfel poate observa oricine ce fel de activități se desfășoară în liceul nostru și mai ales că e proba aceea de prezentare a liceului care mie mi se pare extraordinară. Da, e o probă extraordinară pentru că liceul are ocazia să-și prezinte propriul liceu, propriile activități și oferta calitățile, educațională. E oferta educațională până la urmă, corect, calitățile elevilor, ceea ce unii au participat, la ce concursuri interne, internaționale. Deci este o carte de vizită pentru ceilalți, mai ales că dumneavoastră o și prezentați în fiecare zi această competiție și cetățenii cei de acasă pot vedea exact ce se poate desfășura și se cunosc mai bine și liceele județului nostru de către cetățenii noștri care poate nu sunt așa la curent cu activitățile liceelor, să spunem. Ca să nu mai spun că un elev de clasa 8-a, dacă stă în fața televizorului, poate să se orienteze și cu ajutorul acestor manifestări. Întorcându-ne la evenimentul de astăzi, competiția a fost, vă reamintesc, între Colegiul Tehnic Buzău și Liceul Teoretic Pătârlagele. Dacă anul trecut Colegiul Tehnic s-a dus până în semifinale, mi-amintesc că anul trecut au bătut HD-ul la Cultură Generală, dacă nu mă înșel. Da, da. Anul acesta a avut un start mai puțin reușit. Cum a fost competiția de astăzi? Da, am fost prezent în mijlocul lor, în tribune. Astăzi mă așteptam și eu ca și Colegiul Tehnic să undeva să câștige competiția această întrecere, dar să știți că nu Colegiul Tehnic nu s-a prezentat foarte bine. Colegiul Radu Vlăbdescu, Liceul Radu Vlăbdescu din orașul Pătârlagele a avut o evoluție foarte, foarte bună. Chiar a rămas surprins, plăcut. Vreau să vă spun, pentru că au și făcut deplasarea de la Pătârlagele la Buzău, au plecat de dimineață, au venit cu foarte mulți susținători în sala sporturilor, elevii au avut o prestație extraordinară, mai ales la interpretare muzicală au fost două domnișoare care au cântat foarte, foarte bine, au avut o evoluție foarte plăcută și spun eu, până la urmă, rezultatul este exact care trebuia să fie până la urmă, după evoluție, să câștige Liceul Pătârlagele, pentru că au avut o evoluție mai bună decât cea a celor de la Colegiul Tehnic. Bine, la cum îi cunoaștem pe cei de la Colegiul Tehnic, ne așteptăm ca anul viitor să revină, da, în forță. Să ambiționeze, e adevărat, da. E adevărat că și ei, pentru că vorbeam de proiecte, sunt prinși în foarte multe proiecte în această perioadă, pregătesc tot felul de plecări în străinătate, motiv pentru care e posibil să nu fi avut timp să se pregătească destul de bine. Da. Vreau să vă spun, pentru mine Colegiul Tehnic reprezintă o surpriză plăcută de anul trecut și vreau să vă spun, nu mă așteptam, dar să știți că acolo se muncește foarte mult. Vreau să-l felicit pe domnul director Arabagiu pentru treaba pe care o face acolo, nu numai pentru pregătirea proiectului, ci pentru întreaga activitate a liceului. Și spune, Colegiul Tehnic reprezintă ca și liceu unul dintre cele mai bune. Mă refer la la clasele 9-12. Pentru da, că a crescut repede și frumos. A crescut repede tehnic. Și frumos și arată și la fel de bine liceul. Ei participă la foarte multe activități și au și rezultate la nivel de clasele 9-12, să știți. Da, am observat și noi. Noi mergem foarte, foarte des acolo. De ce? Pentru că tot timpul găsim ușile deschise. Mai nou am avut surpriza să nu mai găsim uși deloc la un moment dat, da, când am fost acolo. E o inițiativă foarte, foarte frumoasă. Ce a făcut diferența astăzi? Meciul de handbal, interpretarea?
Da, din câte am văzut eu și la cât mă pricep, cred că la interpretare muzicală, v-am spus, au avut cei de la Pătrălagele două domnișoare care au interpretat extraordinar. Chiar vorbeam cu prezentatorul acestui concurs, pentru că cunoaște Manuel, da, Manuel, este un cunoscător al muzicii. Și chiar îmi spunea că fetele de la Pătrălage au cântat foarte bine. Nu neapărat că cei care au interpretat de la Colegiul Tehnic nu au interpretat bine. Dar s-a făcut o mică diferență între cele două licee. Și la proba sportivă a câștigat liceul din Pătrălagele cu o diferență de scor foarte mare, dar acolo nu este așa de mare diferența între puncte. Cine câștigă ia 5 puncte, iar cel care pierde ia 2 puncte. Deci și cel care pierde ia 2 puncte, fiind diferența doar de 3 puncte. Dar din câte mi-amintesc eu, cei de la Pătârlagele au o tradiție în ceea ce privește sportul și mai ales handbalul, pentru că știu că ei au o micuță pepinieră chiar plecând de acolo către oraș. Da, chiar au o multă tradiție și nu numai la sport. Am văzut că și la proba de dans au avut un ansamblu foarte plăcut, au prezentat câteva dansuri foarte, foarte ok. Și spun eu că aici s-a făcut diferența. Dacă la prezentarea liceului au fost, să spunem, la egalitatea, că acolo nu poți decât să-ți prezinți liceul, să arăți la videoproiector și pe laptop să arăți exact activitățile pe care le faci, la proba de dans și la proba de interpretare muzicală chiar se face diferența, iar la proba de cultură generală a fost egalitatea astăzi. 2-2, mi se pare că din 6 întrebări au știut fiecare dintre ele câte o întrebare și a fost egalitate, iar la proba sportivă, v-am zis, a câștigat liceul Pătrălagele și a fost undeva diferență la sfârșit de 10 sau 11 puncte, 79-80 la 90 de puncte pentru Pătrălagele. Din ce ați vorbit și anii trecuți cu participanții, cât se pregătesc pentru proba de cultură generală? Să știți că se pregătesc, cred că, cu o lună de zile înainte, pentru că noi le prezentăm regulamentul, le mânăm regulamentul și bibliografia pentru proba de cultură generală, cu o lună de zile înainte, și să știți că nu-i chiar așa ușor. Chiar în anul acesta, Inspectoratul Școlar ne-a transmis o bibliografie foarte stufoasă. Și am avut câteva reproșuri, între ghilimele, să spunem, că e prea stufoasă, prea mare bibliografia și copiii au prea mult de învățat. Într-adevăr, de la colegele mele au mai exclus câteva variante din bibliografie și am lăsat o bibliografie mai mică, dar și pentru acest lucru să știți că n-a fost chiar ușor să te pregătești o lună de zile, pentru că sunt foarte multe lucruri de învățat, dar până la urmă e benefic elevilor care își însușesc cunoștințele atât la limba și literatura română, istorie, geografie, mai ales cei dacă sunt a 12-a se duc înspre BAC cu mai multe cunoștințe și învață mai puțin atunci. Da, e adevărat pe de o parte, iar pe de altă parte până la urmă este proba de cultură generală, nu strică nimănui să-și mai actualizeze așa din când în când informațiile, da, și cunoștințele. Înțelegem că merge mai departe liceul Pătârlagele. Mâine Colegiul Economic cu liceul Dimitrie Filipescu. Abia așteptăm să vedem cum se va desfășura proba, mai ales că Colegiul Economic este nou intrat în competiție. Da, să vedem exact prezentarea liceului Colegiului Economic, pentru că anul trecut nu au participat și cred eu că anul acesta, chiar dacă participă pentru prima oară, o să vină cu elevii foarte bine pregătiți. Am văzut, ca să fac o paranteză, foarte mulți profesori coordonatori de la celelalte licee care nu au participat anul trecut. Astăzi în sală am văzut pogoanele, chiar și pe cineva de la Economic, de la Sportiv, dacă nu mă înșel, i-am văzut în sală să urmărească celelalte echipe, să vadă cum se prezintă, să facă o comparație între prezentarea lor și a celor care îi urmăresc. Și cred că acest lucru este interesant, pentru că este de urmărit o competiție foarte, foarte strânsă, foarte acerbă
și venind să urmărești, se spune de la Pogoanele până la Buzău, să urmărești o întrecere între celelalte două licee, înseamnă că ești foarte interesat și vrei să pregătești cât mai bine jocul pe care îl vei avea tu cu celălalt adversar. Da, frumoasă strategie. Vorbeați mai devreme despre premii. În ce vor consta concret premiile anul acesta? Din păcate, normele metodologice și legea nu ne mai permite să dăm premii în bani. Noi de o regulă ne-am ferit să dăm premii în bani, dar ne interzice să dăm și premii în obiecte, în anumite obiecte, pentru că dacă dăm premii în obiecte, ați văzut dumneavoastră și dacă vrei să ajuți sportul sau nu-l ajuți, te înjură lumea și dacă vine curtea de conturi, spune că ai greșit și trebuie să dai bani înapoi. Să vedem exact, am întrebat și noi la minister, am făcut o hârtie, să vedem în ce putem să dăm premii, pentru că noi banii avem. Avem banii de la Primăria Municipiului Buzău, de la Minister, conform bugetului, numai că trebuie cheltuiți conform legii. Nu știu dacă mai putem să dăm... Măcar excursia la mare? Excursia la mare nu este o problemă, dar am zis că anul acesta să nu mai dăm o excursie la mare, pentru că au fost câteva probleme anul trecut cu liceul HD-ul. Am zis poate dacă vor să meargă la Poiana Pinului în centrul nostru de agrement, sau ne-am gândit să le oferim, să nu mai dăm, să spunem, un videoproiector sau un imprimantă care să o dăm liceului, chiar dacă ea ajută la desfășurarea activității liceului respectiv, tânărul și elevul nu beneficiază direct de un premiu direct. Și ne-am gândit anul acesta să le dăm la fiecare dintre ei, dintre participanți, să spunem că sunt 20 de participanți, câte un echipament sportiv, câte un training, câte un tricou, câte un rucsac, ceva care să-i ajute pe ei nu numai la școală, ci și în activitatea de zi cu zi. Și pentru școală ne-am gândit la fiecare liceu participant, chiar dacă trec de prima probă sau nu, să le dăm un set de mingii, de materiale sportive, mă refer aici la mingii de handbal, de basket, de volei, badminton, tenis de masă, rachete de tenis de câmp și palete de tenis de masă, care oricum pe ei ajută, pentru că știți că sunt foarte multe licee care nu beneficiază de asemenea materiale sportive sau, dacă le au, sunt într-o formă mai deteriorată sau inexistente, cum v-am spus. Și pentru mine acest lucru e foarte important, să putem ajuta liceul pentru a avea dotarea necesară în exercitarea orelor de educație fizică și sport. Și la elevi să le putem da ceva premii care să, cum a spus dumneavoastră, dăm direct premiilor, să nu mai dăm liceului, să folosească cancelaria sau directorul sau secretarul școlii direct imprimanta, să-i dăm elevului exact ceea ce dorește el. Da, bineînțeles, așteptăm și noi acum răspunsul de la minister, să vedem exact cheltuielile eligibile pe care noi putem să le facem în acordarea de premii și nu numai pentru acest proiect, în general pentru toate proiectele pe care noi le avem în desfășurare în cursul anului 2015. Eu sunt convinsă că până la urmă se va găsi o soluție. Mă bucur foarte mult că v-ați gândit direct și la elevii implicați în acest proiect, pentru că astfel anul viitor, știind că are ceva de câștigat direct, va veni cu mai multă, cu mai multă aplecare. Știți cumva în țară să existe astfel de competiții, să mai existe astfel de competiții? Îmi amintesc că am avut o discuție, cred că tot aici, în studioul Campus TV, în urmă cu mulți ani la TVR2 se desfășurau astfel de competiție. Acum, în afară de Buzău, se mai desfășoară în altă parte în țară? Nu cred că se mai desfășoară și nu am auzit de acest lucru și chiar dacă s-ar desfășura, nu la un asemenea nivel sau o asemenea amploare. Din punct de vedere logistic, avem o sală extraordinară, sala sporturilor, care este una dintre primele 5 din țară, și să aduci o întrecere între liceele județului la mai multe probe, pe mai multe domenii, spune că e un lucru foarte important și foarte greu de făcut, pentru că să vină liceele de la Pătrălagele, de la Nehoiu, de la Râmnicu Sărat, să spunem, trebuie să vii cu 30 de elevi care să participe la acest proiect, trebuie să ai un mijloc de transport, îți trebuie cât de cât resurse financiare. Și la celelalte licee mai au și alte activități, dar văd eu că la Buzău asemenea proiecte prind și fiind la a doua ediție, sper eu ca și la anul și peste câțiva ani, chiar dacă nu mai sunt eu director, acest proiect să continue. Și da, într-adevăr, nu am auzit să se facă un proiect la asemenea nivel și chiar dacă prin presă mai sunt și răutăcios și am văzut un titlu sau nu mai știu, anul trecut,
parcă mai exact, că am reînviat întrecerile comuniste. Nu știu ce întreceri comuniste sunt. Și dacă prind bine astea elevilor până la urmă, indiferent care ar fi originea lor, de ce nu? Mai aveți dumneavoastră colegi frustrați și răutăcioși și, în păcate, trebuie să o spun că... Cam fiecare branșă, cam fiecare branșă. Dar mai bine e să reînvii eu ceva ce a fost plăcut poate odată, chiar dacă n-are nicio legătură cu comunismul, dar... Eu zic că asemenea proiecte ar trebui să continue la noi în județul Buzău și nu numai. Proiecte care să atragă cât mai mulți tineri să facă mișcare, să concureze și să le descoperim calitățile și tot ce au ei cel mai bun. Da, într-adevăr, astfel de manifestări nu fac decât să prindă bine elevilor și până la urmă, dincolo de astfel de manifestări, ce ne dorim mai mult decât să ajungă copiii noștri să socializeze, să se distreze și într-un loc sigur și organizat. Așadar, doamnelor și domnilor, vă invităm la competițiile pe care vi le-am anunțat, dar mai mult decât atât vă invităm la semifinale și la finale unde ies adevărate spectacole. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim în direct și discutăm despre alte proiecte ale Direcției Județene de Sport și Tineret.